Bugetul pentru 2024 este unul îngrijorător pentru toată lumea, mai ales pentru business, cei care aduc bani la bugetul național, o spune fostul ministru al economiei Octavian Calmâc. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Puterea Patra de la N4. Probabil este un proiect de buget care este un rezultat a unei munci, a unei echipe care a reușit să-l pună pe masă după o consultare cu partenerii de dezvoltare și cu instituțiile financiare. Da, în special mă refer la FMI, pentru că ei monitorizează toți indicatorii macroeconomici. Că se putea degenera ceva mai bun, nu cred. Că este dezechilibrat, e adevărat. Sunt prea multe elemente care nu se bat cap în cap nici pe partea de venituri, nici pe partea de cheltuieli. Trebuie să ne îngrijoreze, sigur, pentru că sunt dezechilibre structurale extrem de mari. Da, mă refer în primul rând la deficitul bugetului, la reduceri de finanțări pe diferite programe și la lipsa de investiții în sectoarele ale economiei naționale care ar putea să creeze o bază impozabilă care ne va permite pe viitor să supraviețuim. Totodată, acesta menționează că în cadrul noului buget este o scădere foarte mare a valorificării banilor din străinătate. Pornim de la un cadru bugetar existent și la multe alte elemente. Din păcate, ce am observat este o descreștere a ritmului de atragere a banilor din străinătate, atât sub formă de împrumuturi, cât și sub formă de granturi. Deci granturile au ajuns la unul din cel mai jos nivel, probabil. Da, e vorba de 2,5 miliarde lei, ceea ce e extrem de puțin pentru necesitățile noastre. Da. Împrumuturile, chiar dacă ele sunt în jur de 16 miliarde de lei, da, să rotundim un pic, ca să fie mai ușor pentru auditoriu, da, în jur de 16 miliarde avem toate împrumuturile, tot. Deci noi avem 12 miliarde aproape de servire a împrumuturilor precedente. Deci, practic, efectiv, Republica Moldova va beneficia doar de 4 miliarde, pentru că 12 trebuie să le întoarcem. Potrivit ministrului finanțelor Petru Rotaru, veniturile bugetului de stat pentru anul viitor se estimează la 66 de miliarde de lei, în creștere cu 1,3% comparativ cu anul curent, iar cheltuielile de peste 82 de miliarde de lei cu o diminuare de 2,2%. Totodată, datoria de stat prognozată pentru finele anului 2024 va constitui peste 12 miliarde de lei, dintre care 64,5% va fi datoria de stat externă și 33,5% datoria de stat internă.